Doamne sfinte, ce întrebare e asta? Nu caut un nou iubit! Sunt foarte multe relații care se bazează pe dependență emoțională. Depresia îți provoacă astfel de momente. Cred că o femeie este cu adevărat înțeleaptă după 35 de ani. Tu viață fama să trai de... Drăguților, gărgăritelor, frumoșilor, pisoiașilor sau cum vreți voi să vă numiți. Ce faceți voi, bine, sănătoși, voioși? Mi-a fost dor de voi, astăzi este luni, avem un nou vlog. Mă bucur foarte tare că ați dat subscribe canalului meu. Dacă nu ați dat subscribe, dați subscribe în continuare. Ne apropiem de 400.000 de subscriber. Sunt foarte fericită. Și astăzi avem parte de un Q&A, pentru că am văzut că v-a plăcut foarte mult ce-l făcut acum 2 săptămâni, primul, și că aveți foarte multe întrebări pentru mine și sunteți foarte, foarte curioși. Am intrat pe Instagram, am pus acolo un story, v-am rugat să puneți întrebări și au venit întrebările, multe, multe întrebări. Cum reușești să faci față singură la două fetițe? Mă întreabă Mădălina Mădă, de exemplu. Da, nu este ușor să ai 2 copii, 3 copii, adică e greu cu unul, da, pe cu doi, dar este foarte important să fii pozitiv și să ai ajutor, să accepti ajutorul în jurul tău. O am pe mama mea, avem și o bonă care vine dimineața, dar de la ora 3 încolo sunt doar eu cu mama până seara târziu și este destul de dificil. Mai ales în această pandemie trebuie să le găsim tot felul de activități, ne mergând la grădiniță ela. Și chestia asta ați văzut-o și voi pe vlog, pentru că tot timpul aveam activități, ban curte, ban casă, construiam tot felul de chestii, jucării și așa mai departe. Dar este foarte frumos, întotdeauna mi-am dorit 2 copii, așa că mă bucur de ele și le iubesc enorm și îmi doresc foarte mult ca ele să fie sănătoase și fericite! Alexandra Ada mă întreabă cum reușești să treci mereu peste probleme cu zâmbetul pe față. Am mai făcut un vlog în care am povestit cum gândesc, că mereu văd partea plină a paharului. Nu este ușor, este foarte greu, sunt zile și zile, dar este foarte important că atunci când te trezești dimineața să te gândești că ești sănătos, sănătoasă, ai copii sănătoși, asta este tot ce contează, apoi toate greutățile trebuie luate așa pas cu pas și foarte important să nu ne lamentăm și să nu ne victimizăm, pentru că orice lucru greu trece. Gabriela Cristina mă întreabă de la ce vârstă ai început să faci terapie. Da, terapia am început să fac de pe la 27 de ani, am mai spus asta într-un vlog și există un vlog pe canal în care spun că e foarte important ca mulți oameni să facă terapie, mai ales dacă se simt triști și supărați. Sper că această serie motivațională să vă ajute, lecțiile pe care eu le-am învățat din experiențele mele negative să vă inspire, că poate cine știe, când vă aflați în anumite ipostaze negative, veți rezolva mai ușor acele situații datorită povestioarelor mele. Ce se întâmplă cu fostul soț? Dacă păstrezi legătura cu el sau dacă vine, când vine, de câte ori vine. Ei bine, au trecut aproape 4 luni de când ne-am separat. Eu sunt ok acum. Eu și fetițele ne-am obișnuit cu această situație. El vine o dată pe săptămână să le vadă. Foarte mulți dintre voi m-ați întrebat cum reacționează ela sau dacă ela știe. Ei bine, un copil la 3 ani nu înțelege și nu prea pricepe ce înseamnă un divorț sau o separare. Ea știe că tati vine din când în când, tati lucrează, că a văzut la Peppa Pig. Copiii nu au noțiunea timpului, nu știu ce înseamnă o zi, un minut, o oră sau o săptămână. Și pentru ei timpul trece altfel, mai ales dacă se simt bine, sunt fericiți și se joacă. Și de aceea este foarte important pentru mine să le ofer tot felul de activități, să le ajut să treacă mai ușor această perioadă de tranziție și atunci când vine tati să aibă timpul lor cu tati. Totodată m-ați mai întrebat ce fac eu atunci când vine tati. Păi când vine tati, mă bucur și eu de timpul meu cu mine și cred că așa fac foarte multe mame care se ocupă full time de copii. În momentul în care vine tatăl să viziteze copii, ele profită de acel timp să facă un lucru pe care ele și-l doresc. Foarte mulți dintre voi m-ați mai întrebat dacă aș vrea să ne împăcăm. Ei bine, trecând 4 luni, nu se mai poate rezolva sau nu se mai poate repara mai nimic și nu cred că vom mai putea să fim ca înainte, ca și familie. Acum este important ca fiecare să-și îndeplinească rolul. Eu de mamă și el cât se poate de tată și să vină să le vadă pe fete. Și dă-mi o inimă de fier, trec peste orice. Mă întreabă Ungureanu Ionela Eli, ai făcut vreodată diferența între fetițe? Ce părere ai despre asta? Păi normal că nu trebuie să faci nicio diferență, dar atunci când vezi, o vezi pe cea mică care este mai neajutorată, încerci să o ajuți mai mult. E foarte important ca Ela, copilul mai mare, să nu simtă acest lucru ca pe o respingere sau ca pe o lipsă de afecțiune. De aceea petrec timp
și separat cu ele, dar și atunci când sunt împreună. Adică în fiecare seară sunt cel puțin 2 ore doar eu cu Ela și citesc povești, ne uităm la desene animate sau povestim. Asta după ce Clărița își bea lăpticul și se culcă, rămân doar eu cu Ela și avem timpul nostru doar eu cu ea. Apoi cu Clara petrec timp atunci când Ela are somnul de după amiază, pentru că ele dorm diferit, la ore diferite. Și atunci stau doar cu Clara, deci e foarte important să am timpul meu cu fiecare dintre ele. Și apoi în restul zilei ne jucăm toate și încerc să o fac pe Ela să înțeleagă că trebuie să ne jucăm toate 3 sau toate 4 când ne jucăm și cu mama. Clara, deși este mai mică și nu înțelege, trebuie integrată în jocurile ei și trebuie să ne jucăm toate împreună foarte frumos. Încerc să o învăț pe Ela să împartă jucăriile pe care le are și am început să le și cumpăr jucării la fel ca să nu se mai certe. De unde atâtea idei pentru activități diverse cu fetițele? Da, mai ales dacă stai în casă, este foarte greu să găsești tot felul de activități. De aceea m-am și bazat pe jucării mult și pe cărți. Pe cărți de colorat, pe cărți de citit, pe cărți muzicale. Tatăle, iubita mea, nu primim doar jucării, primim și cărticele, da? Putem să citim, să desenăm, să ne jucăm și altfel. Editura Litera ne-a trimis cărticele. Uai, cu căței, băi! Băi, băi, băi! Ce avem noi aici? Mulțumim, editura Litera! Uite cu zgomot. Da, ce-mi place. Îmi plac cărticelele astea. Să pictăm, iubita. Uite ce frumos. Cărticele jucării sunt pentru Clărița, pentru că fac zgomote și așa bebelușii învață animăluțele. Uite, Clărița. Ah, asta o știi cum am avea. Stai, iubita, că nu ce te dau. Aici avem cartea anotimpuri. Ce frumos, ca să învățăm anotimpurile. Vai, ce frumos cu povești, cu anotimpuri. Uite, uita, iubita, uite, uita. Și aici e căluțul, uite. Hai, trebuie să-i dăm drum, ia, uite. Ce tare, ce-mi plac. M-ați întrebat chiar pe Instagram de unde am aceste cărticele. Bine, dragilor, de la Editura Litera, priviți. Și mi se pare foarte tare că așa Clărița o să învețe foarte repede animăluțele. Iar Eluța, asta e pentru Clărița, uite, că tu le știi deja animăluțele. Tu aici cum trebuie să treci la colorat? Tu trebuie să colorezi, să înveți anotimpurile. Spărgătorul de nuci! Uite, iubita, sunt povestioare! Ia uite, Tchaikovsky! Ia uite, iubita, da! Și aici, Șobi cel hoț, ia uite! Și aici, Nașa și ursul. O, și și aici avem, ia uite că una cu jucărie, ce tare! Și aici învățăm animăluțele. Super, avem treaba astăzi! Stăm pe cărți! Acum, pentru că restricțiile s-au diminuat, o să mergem și în parc, o să mergem și la pădure, dar pe cât posibil, bineînțeles, ne vom proteja. Dar natura este foarte importantă pentru copii, mă bucur că beneficiez de o curte și de aceea am și amenajat această curte ca un mic loc de joacă, ca ele să nu se simtă îngrădite în casă. Gabriela, 8-8-8, mă întreabă, cauți un nou iubit? Nu caut un nou iubit și nu trebuie să căutăm iubiți imediat când ieșim într-o relație și nu trebuie să căutăm în general. În primul rând să vindecăm dacă avem de vindecat anumite probleme sau suferințe și apoi să fim liniștiți cu noi înșine și foarte, foarte important că mai erau câteva întrebări dacă mai crezi în dragoste sau dacă vei mai avea o relație sau dacă te vei recăsători. Nu trebuie, dragele mele, că nu trebuie să ne punem piedici și să credem că dacă am avut un eșec în dragoste sau 2 eșecuri sau 3 chiar, nu înseamnă că nu vom reuși să iubim din nou sau să fim iubite. Eu cred în dragoste, cred că voi mai fi iubită și cred că voi mai iubi, dar nu trebuie să cauți și să fie ăsta un scop. Trebuie ca tu să fii fericit cu tine însuți, să nu aștepți ca fericirea să ți-o dea un bărbat. Asta este o lecție foarte mare de viață pe care cred că orice om trebuie să o învețe dacă nu o știe și nu are această capacitate. Trebuie să te iubești pe tine, să-ți cultivi iubirea de sine, să fii fericit tu cu tine, singur mai ales, și să fii ok cu asta. Iar apoi când apare cineva și se îndrăgostește de tine și te iubește în final și te face fericit, acea fericire să vină în completarea fericirii tale. Sunt foarte multe relații care se bazează pe dependență emoțională și foarte multe femei caută ca bărbatul de lângă ele să le facă fericite. Și wrong asta, pentru că pui presiune pe acel bărbat să facă ceva ce oricum pe tine nu te va satisface, pentru că de fapt acea fericire sau iubire de sine tu nu o ai, ai un gol în suflet și crezi că bărbatul de lângă tine o să-ți umple acel gol. Nu, golul ăla trebuie vindecat prin terapie, înseamnă că este un gol din trecut, din copilăria ta, din momentul în care tatăl tău nu ți-a dat afecțiunea care trebuie. Tu cauți afecțiunea
tatălui în bărbații din prezent, în bărbații din viața ta. Eu am învățat lucrurile astea în timp, evident că și eu am avut niște goluri emoționale, dar cu terapie, cu lucru cu mine, am reușit să înțeleg acest aspect foarte important al vieții. Deci, în concluzie, cred în iubire și iau lucrurile încet, așa cum vin. Sunt foarte bine acum, fără un partener. Îmi doresc acum un partener. Important pentru mine acum este să am grijă de fetițe, să le fie lor bine, să fie ele fericite și să treacă mai ușor peste toată această tranziție. Atât timp cât eu sunt fericită cu mine, sunt convinsă că voi atrage oameni potriviți în viața mea. Cum e să fii cântăreață? Cum te împarți între carieră și viața personală? Am luat această întrebare ca să vă spun faptul că, bineînțeles, înainte să le am pe fetițe, cariera era cel mai important lucru din viața mea și absolut tot ceea ce făceam, făceam pentru carieră și luptam foarte mult să îmi stabilizez cariera, să am realizări, să scot piese, să fac tot felul de lucruri, dar de când sunt fetițele, absolut tot programul pe care l-am îl fac în funcție de programul lor și selectez mult mai bine evenimentele sau lucrurile pe care vreau să le fac. Fiind un freelancer, îmi fac singură programul, oricum sunt propriul meu manager și îmi fac toată viața artistică în funcție de fetițe, de Ela și de Clara. Și ele sunt acum cel mai important lucru din viața mea. Mă întreabă Mariel, ai momente în care ți se pare că nimic nu mai are sens? Nu, n-am astfel de momente și e important să nu avem astfel de momente. Depresia îți provoacă astfel de momente, dar întotdeauna am găsit un sens chiar și în lucrurile negative. Am considerat că trebuie să învăț ceva din întâmplările negative. O să fac un vlog separat pentru depresie și o să vă povestesc despre depresia postnatală în săptămânile următoare. Cum am făcut eu față? Am făcut terapie. M-am ocupat de terapie acum mulți ani și acum, de-a lungul anilor, fac terapie mai des sau mai rar în funcție de cum mă simt. Dacă am o perioadă în care mă simt mai tristă, fac terapie mai des, adică o dată sau de două ori pe săptămână. Dacă sunt bine, fac poate o dată la 2-3 săptămâni, dar nu opresc niciodată acest proces de terapie pentru că tot timpul apar întâmplări noi, apar lucruri noi pe care eu trebuie să le gestionez și să le rezolv sau să îmi cultiv în continuare personalitatea și să devin cea mai bună varianta mea. Dacă nu făceam terapie, mi-ar fi fost mult mai greu în anii ăștia și cu cele două nașteri și cu depresia postnatală și cu despărțirea. Adică terapia m-a ajutat foarte mult să trec mai ușor peste aceste lucruri, adică v-am mai recomandat și în acel vlog despre terapie, dacă puteți și aveți posibilitatea, investiți în voi și investiți în terapie, pentru că un terapeut nu trebuie să neapărat să fi trecut prin experiențele voastre, dar din teorie și din faptul că el cunoaște mecanismele creierului, vă ajută să vă dați seama de anumite lucruri și să le înțelegeți, să le acceptați mai ușor. Și dă-mi o inimă de fier, trec peste orice. Întreabă Mihaela, ai învinovățit-o în momentele de suferință, durere pe Clărița pentru ce s-a întâmplat după nașterea ei? Doamne sfinte, ce întrebare e asta? Cucu! Cum se întrebe așa ceva? Cum să învinovățești un copil? Te refer probabil că am făcut stop cardiac. Nu! Îmi iubesc copiii la nebunie și nu există niciun... Nu copilul este de vină dacă mama are o problemă la naștere. Doamne sfinte, acea problemă n-a avut legătură cu Clărița, a fost un caz nu la 80.000. Întrebare, cucu, mai avem și întrebări astea, cucu. Te-ai gândit să-i faci canal de YouTube Luței? Nu, iubita mea, din Mădălina, deocamdată este prea mică și după cum ați văzut, vlogurile cu ea sunt la mine pe canal. Dar cine știe, peste 4-5 ani, nu știu, când el o să fie mai mare, dacă ea o să vrea acolo, chiar trebuie să decidă ea. Și aici, înainte să filmăm, mă întreb, vrei să filmăm ceva? Ai chef să filmăm un vlog de cooking? Da, da, și ați văzut că deja vorbește cu camera. Ce faceți, dragilor? Bine ați venit la... La un vlog nou! Un vlog nou! Vă pupăm! Vă pupăm! Vă pupăm! Mua, mua, mua! Vă pupăm! Vă pupăm! Pa, pa! Da, subscribe! Ne vedem mâine! De ce Luța se simte foarte bine deja în fața camerei? La 3 ani jumate ea înțelege ce înseamnă să faci vlog, ce înseamnă să filmezi, ce înseamnă să faci poze. Nu vede mami că face poze? Vreau și o poze, vreau și o poze. Îmi place foarte mult acest lucru, nu neg. Cine știe dacă ea o să cânte sau o să aibă talent și așa o să-i îndrum pașii și mă voi ocupa de ea să facă mai multe lucruri în acest sens. Iuliana mă întreabă, ți-ai făcut vreodată vreo vision board, dream chart? Eu mă ghidez în viață numai după legea de atracție și cred foarte
foarte mult că gândurile tale se materializează și că emit niște frecvențe și universul îți răspunde gândurilor tale. Și de aceea încerc tot timpul să fiu pozitivă, să nu folosesc negație și să mă gândesc doar la bunăstare, prosperitate și la lucruri frumoase ca să atrag. Dacă folosesc negația și tot timpul spunem n-am, nu fac, nu drept, atunci nici nu o să se întâmple lucrurile. Deci e foarte important să ne selectăm gândurile și să fim atenți la ceea ce ne dorim. N-a fost nevoie să fac un dream board pentru că eu deja în mintea mea dintotdeauna am știut exact. Am știut, de exemplu, la 20 de ani că voi avea o casă la un moment dat și o vizualizam. Am știut la un moment dat că voi avea un number one pe radio și mă și imaginam acolo și s-a întâmplat. Am știut că voi face show-uri explozive și așa. Le vizualizam pe toate în cel mai mic detaliu. Dar pentru mulți dintre voi poate e ok să vă faceți și vă ajut acest dream board să vă puneți casa visurilor, mașina visurilor, familia, ca să le vizualizați și cu cât vă uitați la ele, cu atât gândurile încep să-și facă treaba și veți atrage acele lucruri pe care voi le vizualizați pe dream board. Este o metodă extrem de bună și extrem de eficientă pentru îndeplinirea viselor și eu cred că fiecare om are capacitatea și posibilitatea să facă exact ceea ce își dorește în viață și să-și îndeplinească visurile. Trebuie doar să crezi. Unii reușesc pentru că cred cu desăvârșire acest lucru și și-au găsit pasiunea și din pasiunea aia au o carieră și fac bani. Cei care nu reușesc, nu reușesc pentru că se lamentează, se victimizează și eman gânduri negative. Nu încearcă să iasă din zona aceea de confort emoțional greșit. Majoritatea oamenilor de succes la fel vor spune că trebuie să ai mare grijă la gândurile pe care le ai, faci selecție între ele, trebuie să ai mare grijă și la gândurile din subconștient și ceea ce gândești atragi și știu că aici voi veți spune, băi da, dar și ție ți s-a întâmplat aia și cu aia și da, aveți dreptate, nu înseamnă că am avut această înțelepciune din totdeauna, dar am ajuns la această înțelepciune la 30 și cât am de ani, citind, călătorind, învățând, făcând terapie. Cred că o femeie este cu adevărat înțeleaptă după 35 de ani. O femeie după 35 de ani va înțelege altfel viața și va atrage altfel oamenii și va realiza altfel lucrurile în viață. Așa că trebuie să ai răbdare cu tine și să înțelegi că așa e viața, că vin lucruri negative ca să învățăm din ele. Lucrurile cu adevărat bune vin abia după ce atingi o anumită înțelepciune, o relaxare și o înțelegere a ta, înțelegere de sine și mai ales o iubire de sine și lucrurile astea se capătă în timp și prin experiențe negative. Luăm viața așa cum vine, cu bune și cu rele și cel mai important este să fim sănătoși, fericiți cu noi înșine și apoi cu siguranță vor veni și persoanele potrivite în viața noastră. Mă întreb ceva, Cristi, ce s-a întâmplat cu proiectul Andrei? Ei bine, am scos anul trecut prima piesă după atâția și atâția ani și după aceea ne-am ocupat fiecare de cariera solo și nu am mai avut timp efectiv să găsim al doilea single, să mergem în studio și să înregistrăm. Iar apoi când am găsit piesa a venit pandemia. Deci momentan proiectul este un pic pe hold. Concertele în general anul acesta sunt pe hold, așa că nu mă ocup momentan de proiectul Andrei. Îmi doresc foarte mult să lansez niște piese bune pe la care am lucrat solo. Am filmat un videoclip la piesa Am crezut în bazmă, o piesă foarte frumoasă care vorbește în general despre decepțiile în dragoste. O voi lansa în curând, așa că sper din tot sufletul să vă placă, sper să vă regăsiți în această piesă și să o cântați, să o fredonați. Și întotdeauna am încercat să cânt versuri care să mă reprezinte și pe care să le simt și voi v-ați simțit aproape de mine în momentul în care am cântat din suflet, iar această piesă, ca și Inimă de Fier, ca multe altele din cariera mea, ca și următoarele pe care le voi lansa, sunt din suflet pentru suflete, dragii mei. Și acesta este ultimul vlog înainte de a lansa această piesă, așa că sper că v-a plăcut vlogul de astăzi. Sunt foarte multe întrebări, n-am putut să răspund la toate, dar cred că în mare parte am acoperit ceea ce vă interesa de fapt despre viața personală și de cum a evoluat viața mea în ultimele luni. Următoarea postare va fi cu piesa Am crezut în basmă, piesă superbă, superbă. Nu uitați de a subscribe, ajungem la 400.000 de subscriber, dați follow pe TikTok, nu uitați de TikTok, bineînțeles, de bătrânul Facebook și mai ales de Instagram, unde avem 1.300.000 de followers. Vă pup și vă iubesc!